cât ați venit Mihai Petea cu lume? Crezi că e singurul? Cât ați plătit pe biletul ăsta? De niciun bilet? În cazul ăsta eu chiar îți Mihai Petea. Nu, eu sunt Radu, bună seara toată lumea. Eu deschid spectacolul, eu fac poze cu el și sper să devin și un celebru la un moment dat. Deocamdată doar deschid spectacolul aici. Stabilim, vedem unde e mai multă lume. Facem mai rău de rând de aplauze, mă mișc avea pe scenă și voi țipați când mă vedeți și... față de când nu mă vedeați înainte. Vedeți și mă mișc și începeți să mă vedeți, spuneți ok, nu cred că mergeam. Să spuneți și cu dacă mă vedeați și când mă mișc nu mă mai vedeți. Vedeți, voi mă vedeți în pula mea. Cu ca mașinile. Am singura mine în vasul în zăpesc, în restul la soare. Îmi schimbă mă. Dar să nu uite, eu vreau să spun. Îți vrei că e milionar frumos, așa, respectat la România. Nu spun, milionarul ăsta de carton, așa, că borci ai milioane în bancă de restul la închisoare. Dar eu vreau să-mi până anii 90. Gata, s-a dus, s-a ieșit. Vor luat doar milioane. Nu știu închisoare și dai, nu știu închisoare și pe aia pe care mi-o turnat, dai eu ca să stai el mai puțin în închisoare. Făcut o masă mare de Crăciun și doar milioane. Și da, între timp nu se moară, dar e când vă dați seama, că fac și eu treaba asta, că am dat ca să fiu sărat. Fac asta. Stau la București și fac treaba, că cam acolo pot să poate de vreo dată în România, trebuie să ești obligat să stai la București. Cred în conspirații foarte mult, o să vă zic asta despre mine, ca să nu parcă greu mai încolo. Cred în conspirații, cred că sunt niște reptilieni sau masoni care vor să ne ia banii. Bă, dacă tot furat ai pe din vasului ăla, cred că sunt niște reptilieni pe undeva în lumea asta. Am văzut ce fi are. Dar cred, un pic așa. Știți că sunt oameni, nu sunt oamenii aia care știu de conspirație, aia care cred că americanii au dobărât singur turnurile gemene ca să cumpere benzină mai ieftină și ți da vin din laborator. Eu chiar cred, eu cred că dacă astea sunt adevărate, n-ar trebui inspecții să ne spălăm pe dinți cum ni se spune. Să nu, că și acolo trebuie să fie mică conspirație, că e un interes economic. Îți zicea mai corporațiile care vor să vândă pasă de dinți. Încearcă vor să vândă mai multă. Dacă stai un pic să te gândești, aia m-am convins de maximum cât puteau o vreodată să ne convingă. Am adevărul istoric, pentru că eu am fost acasă la aerul vasului. La ce ai făcut acolo? Aveam puțină și am văzut următoarea scenă de familie. Garsoniera confort 3, caloriferul pe hol, la comun. Și scena de familie era în felul următor, da? El cu măsa și cu tasul pe canapea, mie cu pula mea pe un taburet lângă, și se uitau la Masterchef. Și ca să înțelegeți care e nivelul financiar, apropo, știți că la Masterchef e un șef foa, știți, deci îl cheamă șef foa. Deci că dacă duce mânca, el așa face. Foaaa! Și am văzut următoarea scenă de familie, da? Ca să înțelegeți nivelul financiar. Deci se uitau la Masterchef și la un moment dat tasul se întoarce la măsă, ea face o omletă, știi? Se întoarce tasul la măsă, zice, băi, nebuite, ai pui și ou. Au singura mașină de vasului care nu merge nici pe motorină, nu merge nici pe benzină, merge pe apă. În sensul că ultima dată când s-a urmit de loc a fost la inundați. Asta este nivelul chiar. Nu, vă rog să nu mă aplaudați pentru asta, că am venit acolo, mult timp n-am. O să pierdem timpul cu asta. Și în această locație se și mănâncă. Eu am o mică problemă, adică îmi place să mănânc la restaurant, îmi plăcea să mănânc la restaurant, dar nu mai îmi place de când am văzut chiar bucătarilor. Nu știu dacă ați văzut chiar bucătarilor. Eu îmi imaginam că mergeți la restaurant, este o chestie relativ relaxată. Adică oamenii aia fac chestia asta din plăcere. Adică eu vin, mă așez, bună seara, domnule, bună seara, bună seara, vine, doamnă pahar, eu gust, nu divorțe, adică se creează un soi de conexiune. Bă, la 10 metri de tine mâncați ești pula ta, e iad. Băi, i-ați văzut, băi, deci tot e pe sistemul ăsta. Fă-te-o Dumnezeu, mătii, să-ți fut asta și mâine. Ăsta-i pui pătrus? Ăsta-i... Așa a fost Dumnezeu, măi, du-te la el. Ăsta-i pui pătrus? Ce zic? A, nu l-ai gândit încă, îi zi așa de intins, dar mă nu. Trebuie și acum mai tu restaurantul te-a bărat cea turist, că nu se nici vorca să-i spună. Sau v-ați imaginat vreo un manevit, de exemplu? Da, lasă-mă, că mi-a spus să mă așină pe drum. V-ați imaginat, nu știu,
un manelist la dentist, intrând, se așează pe scaun și așa. Nu știu dacă ați văzut, eu am făcut parte la un dat din jurul unui concurs de dans. Și am văzut ca toate dansurile pe care umanitatea până în momentul ăsta l-a descoperit cumva. Până n-am văzut unul să vină să spună, eu dansez pe manele. Pentru că manele sunt un stil aparte de dans, au mișcările lor, au... Ajută-mă un pic. Sunt mort, dar îmi trăiesc picioarele. Și așa. Am o mișcare mai religioasă. Dumnezeu e sus și vede. Am o mișcare mai profesor, studențe. Am o mișcare mai intelectuală. Se numește dar o pagina la carte. Și așa. Am spus chestia asta și la sala Palatului, la concert la Delia. Și era Florin Salam în sală. Și le zic că am observat asta. Și că Florin Salam este singurul artist din România care poate să facă un concert de 2 ore, de 3 ore, de cât vrea el, fără să-ți facă niciun cuvânt. Totul e pe părța, că părța fi. Nu ține 2 ore, sau e un singur cuvânt. Și tot în acel cuvânt îți face 2 ore de spectacol, știi? Dați-mi un cuvânt. Alo! Ha? N-au. Alo! Alo? Da! Ha? Cucu? Un cuvânt, nu face urmă, așa de cuvânt. Hai mă, cuvânt. Alo! Bine, deci ești fixat pe vorbă, fixat pe vorbă, alo! Alo! Ăsta este singurul cuvânt care ți-a venit în mine, momentul ăsta. Ești fixat pe el de 5 ani. Alo! A venit pe care, dați-mă un cuvânt. Alo! Alo! Haideți, vă rog, un cuvânt. Alo! Carte? Cine a zis carte? Și ei cum am mâncat în jurul. Carte? Hai să încercăm cu carte. Ia, zi. Faceți două ore de spectacol, mă dați.